Un nou episod în premieră. Avem în țară o bogăție echivalentă ca valoare cu tezaurul care ne-a rămas la ruși. Pentru ea am primit de la Bruxelles 1 miliard de euro ca să o exploatăm. E o avere care ne-ar ajuta să dăm un loc de muncă celor 400.000 de șomeri. Avem tehnologii care ne permit să fabricăm combustibil și curent electric din chipsuri expirate, capsule de medicamente și mai tot ce aruncăm la gunoi. Dar nu vrem și pace. Pe cei care încearcă să ne ducă spre civilizație, îi sabotăm. Și în loc să ne îmbogățim, ne îmbolnăvim. Căci gunoiul pe care îl avem ne infestează apele și ne contaminează cu substanțe cancerigene hrana noastră, cea de toate zilele. Și ca pedeapsa să fie completă, riscăm acum să plătim Uniunii Europene amenzi de 120.000 de euro pe zi. Cam cât ne costă o școală. Săcele, județul Brașov, un loc care ar fi putut să ajungă pe harta energetică a viitorului, planetar, căci în această hală urma să se producă, printr-o tehnologie revoluționară și fără pic de poluare, combustibil din tot ce aruncați dumneavoastră la gunoi. Incredibila invenție, 100% românească, îi aparține bucureșteanului Costin Frâncu. Am făcut faze de laborator pentru a transforma deșeurile menajere organice în cherosen de aviație, ceea ce ne-ar fi propulsat pe noi, pe români, între primii din lume. Singurii care au niște rezultate în domeniul ăsta sunt americanii. Americanii au reușit să zboare un F-16 cu cherosen produs din camelină, dintr-o cultură agricolă dedicată, specială. Adică americanii fac combustibil pentru avioane din plante, noi l-am fi putut face din deșeuri. Costin Frâncu nu și-a pus nicio secundă problema că țara lui n-ar vrea să scape de munții de gunoaie care o sufocă. Așa că a investit tot ce câștigase el în afaceri, 20 de milioane de euro. În 2009 a ridicat lângă Brașov fabrica de procesare și a pornit cercetarea la scară industrială. Imediat a început să fie vizitat de străini din toată lumea, curioși să vadă invenția de la Săcele. Tehnologia lui Frâncu i-a entuziasmat, pentru că ea rezolva problema toxicului deșeu menajer și, în plus, era alternativa așteptată, ieftină, nepoluantă și inepuizabilă la petrol, o rezervă pe cale de epuizare. Dacă jumătate din cantitatea de gunoi menajer produs în România ar fi gazeificată, am putea obține o cantitate de peste 200.000 de tone de benzină. Reprezintă cam 14-15% din consumul de benzină actual din România. Încurajat de reacțiile străinilor, inventatorul român și-a continuat cercetarea, așteptând să primească de la Ministerul Mediului unda verde pentru producție. Dar unda verde n-a mai venit. Au trecut 3 ani de atunci și azi, fabrica în care acest om a investit 20 de milioane de euro din banii lui ca să rezolve problema unei țări întregi, se îndreaptă rapid spre ruină. Locul e înghițit de buruieni și Costin Frâncu de datorii. N-a reușit să înțeleagă niciodată motivul real al autorizației refuzate, în condițiile în care, la cele 5 controle de sus, nu i s-au găsit nereguli. În schimb, are o bănuială. Nu mă așteptam să dureze atât, dar mă așteptam că sunt monitorizat, că sunt cu ochii pe mine. De ce? Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat dovedea o reavoință și o agresiune îngrozitoare a statului român, a autorităților statului român, împotriva investitorului privat, care în prostia lui s-a apucat să facă cercetare pe banii lui în România. Mai clar, e convins că invenția lui a deranjat enorm băieții deștepți care se hrănesc din gropile de gunoi ale României. Căci astfel de fabrici, apărute în toată țara, le-ar fi răpit milioanele pe care le fac în fiecare an din taxele plătite de noi la societățile de salubritate. Dumneavoastră plătiți pe tonă 60-70 de euro. Ce face colectorul? Plătește 18 euro la groapă, care de obicei este tot a lui, și mai are 2 amărâți cu salariu minim pe economie și o mașină. Putem să ne dăm seama așa la bun simț că au profituri de 200-300%. Păi cu ce să-și cumpere chiloți cu cristale Swarovski? Păi de unde? Din banii din care dumneavoastră plătiți gunoiul. Cum se lase cineva să te apropii de gunoiul lor? E crimă cu premeditare.
Bănuielile i s-au confirmat, spune el, când a primit vizita unui patron de firmă de salubritate, care a pus imediat ochii pe fabrică. A zis, vai, e superbă, mut-o la mine la București. Păi, de ce? Păi aici nu o să funcționez niciodată și eu ți-aduc gunoi pe gratis, îl dau. Și împărțim profitul jumate-jumate. Hai să mor tu, păi eu am făcut cercetare, eu am făcut o investiție. Cum adică împart profitul jumate-jumate cu tine? Păi zice, da, da, aici n-ai gunoi. Nu-i nimic, băieți, mâncați-vă gunoiul, că voi aveți gunoi, da? Atunci când o să ajunge să vă mâncați gunoiul, uite așa. Și uite așa, Costin Frâncu privește acum spre falnicul munte de gunoi de la marginea Brașovului și se uită lung după camioanele care duc ceea ce ar fi trebuit să fie materia lui primă pentru benzină, motorină sau cherosen. N-am vrea să vă enervați, dar totuși haideți să facem un calcul. Acest camion vă scoate din buzunar aproximativ 300 de euro. Dacă însă el ar fi fost descărcat în fabrica lui Frâncu, din gunoiul transportat s-ar fi produs combustibil cu o valoare aproximativă de 1500 de euro. Bani care ar fi intrat în circuitul economiei naționale. Dar nu, noi preferăm să-i aruncăm la groapă. A mers la ministrul mediului să întrebăm de ce o companie care a avut deja autorizație de mediu se chinuie de 3 ani să o prelungească, fără succes. Răspunsul a fost pentru că au apărut niște condiții suplimentare. Noi am avut nenumărate întâlniri cu acționarii firmei respective. Atâta timp cât cineva a fost de bună credință, ți-a dat o înlesnire astfel încât să-ți obții o astfel de autorizație, nimeni nu este de rea voință. Important este ca și de partea cealaltă să găsim aceeași bunăvoință conform legii, să-și întocmească studiile așa cum trebuie, chiar dacă ele trebuie luate de la zero. Așadar, de vină sunt reprezentanții firmei că nu doresc să întocmească documentația cerută și trebuie să rămân ca până acum, cu munții de deșeuri peste noi, iar în loc să ne îmbogățim, ne îmbolnăvim. România depozitează anual la groapă, ca acum un secol, câte 7 milioane de tone de gunoi. E atât de mult că pentru a-l transporta îți trebuie o coloană de camioane lungă de 6.300 de kilometri, cam cât să înconjuri România toată, de 2 ori. Iar aceste reziduri nu sunt inofensive. Dimpotrivă, gropile de gunoi sunt adevărate bombe cu ceas, la propriu. Ceea ce vedeți aici s-a întâmplat în ultima jumătate de an în 10 de depozite de deșeuri din toată țara, de la Bacău și până la Reșița, din Cluj și până la Râmnicu-Vâlcea. Asta se întâmplă pentru că munții de gunoi sunt extrem de inflamabili din cauza gazului metan produs de fermentarea resturilor. În groapa de gunoi am dus plastic, am dus biodegradabil și am dus și sticlă. Biodegradabilul generează metan. Sticla, lăsată vara deasupra gropii de gunoi, are efect de lupă. O bucățică de hârtie sau de plastic în care se focalizează lumina soarelui se poate aprinde, iar imediat groapa de gunoi se aprinde ca un ochi de aragaz. Acel incendiu durează luni și luni și este foarte greu de stins pentru că el este alimentat ca o butelie de conținutul acelei gropi. Aveam să vedem cât de repede și de neașteptat se aprinde o groapă chiar în timpul documentării acestui material. Tocmai ne aflam la depozitul de deșeuri din Bacău, vorbind cu viceprimarul. Domnul colonel, haideți cu o mașină de pompieri. Am chemat pompiere, că s-a autoaprins în timp ce luam interviul domnului viceprimar. Hai să vină să vedem pe latura de nord, e un focar, un punct acolo. A fost un caz fericit, pentru că focul a fost stins înainte de a se extinde. De regulă însă, o astfel de groapă, odată aprinsă, fumegă luni în șir, răspândind boală și moarte. Fumul din spatele meu este extrem de toxic, e încărcat cu o substanță periculoasă, dioxina. După cum vedeți, el se depune chiar acum în acest lan de porumb. Ulterior, va ajunge mălai în magazinele din România. Iar de acolo, în organismul nostru, dioxina, compus cancerigen, se instalează cu precădere în mușchi și în ficat, de unde cu greu mai pleacă. La nivel public, puțină lume vorbește despre asta, dar cei care lucrează în domeniu cunosc situația foarte bine. Dioxina inhalată de noi, prin respirație, rămâne în organism ani de zile, poate bombarda țesuturi în organismul nostru, ducând la crearea de tumori, lucru care a fost dovedit științific.
Imaginați-vă deci ce s-a întâmplat în comuna vâlceană Măldărăști, lângă Horezu, unde incendiul a durat 2 luni. Depozitul a fumegat mult după ce camerele de televiziune s-au închis și reporterii au plecat spre alte subiecte. Focul a ars zi și noapte, în ciuda celor 30 de autospeciale cu apă aduse zilnic de pompieri și a pus pe picior de război întreaga localitate. Ba chiar patronul gropii a fost la un pas de linșaj. Război civil! De ce? Fiindcă uite ce s-a întâmplat cu gunoiul la biliardarul ăsta! Război civil a făcut! Nu e nicio țară, oameni buni! Ce-a făcut în viitorul ăsta? A trebuit să fie târât de mașinile cu pompierile așa și pus la soarele. Oamenii l-au acuzat pe proprietar că i-a otrăvit cu bună știință ani de zile, și pe calea aerului, și pe calea apei. Deși legea îl obliga, n-a construit suficiente bazine de colectare și astfel s-a scurs în natură un lichid extrem de periculos, levigatul. Un amestec de detergenți, cianuri, nitriți, metale grele și alte substanțe toxice și cancerigene care se adună la baza gropilor de gunoi. Necontrolat, el ajunge în pânza freatică sau în apele de suprafață și de acolo în apa potabilă, în hrana animalelor, în legume și în fructe. Nu e doar o speculație. Otrava apare în rapoarte oficiale. S-au făcut analize de cei de la Sanepid. Din zona respectivă nicio fântână nu este conformă, deci nu se poate consuma apă. Toate constantele sunt anormale. Nitriți, nitrați, bacterii, turbiditate mare, turbulență. Problema e că în România nimic nu ne sperie și nimic nu se schimbă oricât ne-am agita pe moment. La 2 luni de la debutul incendiului din Măldărăști, levigatul de sub groapă curgea în continuare, liniștit, îndreptându-se spre un afluent al Oltului și ucigând totul în cale. E un miros de hoit amestecat cu un miros chimic, așa. Așa arată peste tot, așa arată. Nici măcar nu mai e o stare lichidă, e... E viscoasă, e foarte viscoasă. Vedeți acest levigat, își crește drum și se formează un pâreaș pe care îl vedeți și dumneavoastră cum se duce direct în pârâul Cornet. Și în urmă cu 25 de ani, pe aici găseam pește de-o palmă. Erau raci dintr-o specie care este foarte rară în Europa. Raci care o singură bucată atingea 250 de grame. Numai cleștele erau în jur de 7-8 cm. Un dezastru ecologic produs sub ochii îngăduitori ai autorităților, care, se spune, ar mai fi și mințit pe traseu fără nicio jenă. Culmea este că veneau domnii de la Apele Române, luam probe de apă, mergeau la laboratoare și spuneau că nu sunt depășiți parametrii și că apa e potabilă. Așa că ne-am decis să verificăm noi cât de potabilă e apa acestui pârâu, în care de 2 luni se scurge lichidul de la baza gropii de gunoi. Am luat probe. Uitați cam ce culoare poate să aibă un pârâu din România. Zici că e smoală. Și le-am predat la București, unuia dintre cele mai renumite institute din țară în domeniul testării apelor de suprafață. În așteptarea răspunsului ne-am continuat documentarea, încercând să aflăm ce se întâmplă într-o țară normală cu genul de deșeu care la Horezu otrăvește. Și am aflat, într-o țară normală, așa ceva pur și simplu nu există, căci grosul gunoiului nu se duce la groapă, ci în niște instalații complicate unde e tocat și lăsat la fermentat. Gazul metan care rezultă va fi apoi captat în baloane uriașe și transportat la un motor care va produce din el curent electric și căldură, totul fără poluare, iar energia va fi cu o treime mai ieftină decât cea pe care ne-o dă nouă rețeaua națională. Partea bună e că poți să o produci din orice tip de gunoi organic, de exemplu, din această grămadă de cipsuri expirate, care, odată prelucrată, ne poate lumina o cameră timp de 70 de ani, neîntrerupt. Adică o viață de lumină pentru o basculantă de cipsuri. Dar nu numai cipsuri. Curent electric din iaurt, capsule de gelatină, medicamente, din orice este masă organică se poate face curent electric. În Europa, aproape în orice casă, în orice apartament, deșeurile sunt selectate. Ai o adunare selectivă. Deci plastic la plastic, hârtie la hârtie și cele organice în tona bio, iar tona bio este ridicat și folosit, valorificat prin fermentat, nu este aruncat la rampă de gunoi.
Deci tot ce ar trebui să facem ca să ne bucurăm de energie veșnică și foarte ieftină ar fi să depunem efortul minim de a selecta ce aruncăm la gunoi, astfel încât resturile alimentare, cele care fermentează acum la groapă, să ajungă într-o zonă specială unde să poată fi transformate în gaz metan. Tehnologia există și la noi. Ne-a adus-o investitorul german Michael Dietrich, care s-a gândit că n-are cum, chiar n-are cum, să nu aibă succes cu ea în România. În condițiile în care în Germania există deja 10.000 de astfel de instalații care merg pe profit. Și în plus, găsești aici mai multă materie primă decât ai avea nevoie. Potențialul României este uriaș. Toată lumea ar trebui să se bucure că poate să benefice de o energie termică sau electrică mai ieftină. Și cu acest plan în minte, neamțul a pornit la drum. A cumpărat un teren în Prahova și a investit 5 milioane de euro în ridicarea fabricii. Elanul i-a fost făcut însă cioburi de realitatea românească. La 5 ani de la inaugurarea stației, afacerea lui e pe butuci, iar el complet derutat. România, neavând siguranța legislației, noi suntem un pionier, că mi-a plăcut mie, dar ca business nu va face sens, pentru că nu merită, efectiv nu merită. Bineînțeles că putea să metă și tot mediul înconjurător putea să câștige din asta, dar preferăm să pierdem în loc să câștigăm pentru o birocrație care nu este facilă, nu este utilă. Ați mai văzut vreo țară care preferă să pierdă în loc să câștige? În afară de România, mai puțin. Mai exact, Michael Dietrich a căzut victimă tradiției noastre de a modifica regulile de pe o zi pe alta. Când a decis el să investească la noi, legislația noastră promitea sprijin pentru acest tip de afacere. Când și-a terminat investiția, s-a terminat și cu sprijinul. S-a schimbat culoarea politică. A venit guvernul Ponta, care, dintr-o mișcare de pix, a făcut niște rectificări, dând o lovitură cruntă afacerii de 5 milioane de euro. Motivul este birocrația care e stufoasă și care încurcă loc să ajută, adică investitorul este lăsat în fundul gol și aruncat în marea rece, fără niciun fel de sprijin și fără niciun fel de ajutor, măcar cele care au fost promise și care erau asigurate la început, ulterior au fost schimbate, luate. Acum am făcut investiția asta, trebuie să o ducem înainte. Culmea este că germanul se luptă și cu o altă mare problemă. Incredibil, în țara munților de gunoi, fabrica lui nu are gunoi. Legislația la ora actuală nu permite folosirea deșeurilor menajere absolut deloc. După mine, mai mult o problemă formală, birocratică, dar nu se poate da. Pentru că nimeni nu vrea să rezolve problema formal-birocratică, deșeurile menajere municipale, organice, nu sunt folosite ca reciclare sau ca regenerare, ci sunt aruncate efectiv. Fiecare unde apucă. Exact, fiecare pe unde apucă. Am ajuns să ne înnecăm în gunoaie. Aruncăm orice, oriunde, fără să ne pese că însămânțăm boli în timp ce pierdem miliarde de euro. Suntem sufocați de deșeuri abandonate în fiecare colțișor al țării. Se tot spune că România stă pe un munte de gunoi. Noi am aflat că nu este doar o figură de stil. Am primit o informație că pe tot acest câmp se află îngropată, ilegal, o cantitate uriașă de deșeuri. Așa că ne vom apuca de săpat. Ia uitați, la nici 20 de centimetri am dat peste gunoi. Suntem în comuna Curcani, la 40 de kilometri de București, unde am ajuns pentru că am aflat despre niște indivizi care ar aduce aici, periodic, camioane întregi cu deșeuri, pe care apoi ar încerca să le mascheze sub un strat de pământ. Informația s-a verificat imediat. Săpăturile noastre au scos la iveală resturi de tot felul, îngropate pe câteva mii de metri pătrați de teren. Iată, se văd aici urmele unor utilaje grele care au lucrat. A fost vorba cel mai probabil de o firmă specializată. Se văd urmele unor șenile și mai departe urme de cupe de excavator care au luat pământul pentru a-l arunca mai încolo peste cel mai probabil o groapă de gunoi ilegală. Făcând o mică anchetă, am descoperit că depozitul clandestin poartă chiar amprentele primarului. Familia lui deține o firmă de salubritate care, în loc să ducă gunoiul la o groapă autorizată, se pare, îl ascunde gratuit aici, sub sat. Face groapă aici și ne omoară pe toți. Am văzut vreo când săpa noaptea în gropi, după aia vine descarcă tot noaptea ca să nu plătească taxa care trebuie să plătească la Mina, unde
ar trebui să depoziteze, de fapt, gunoi. Cât gunoi credeți că este aici? Tone, mașini întregi. Dar ani de zile de când face chestia asta, mi se pare normal la minutul care credeți că asta nu se duce tot în jos, în pământ. Ba probabil că se duce. De altfel, în fața primăriei există un anunț care îi avertizează pe localnici să nu pună gura pe apa de la robinet. Ea nu e bună nici măcar pentru spălat, dar mite pentru băut. Am mers la primar să-l întrebăm dacă e adevărat ce se spune, că ar fi părtaș la otrăvirea propriilor alegători. Inițial, edilul nu recunoaște nimic. Dar cine aruncă acolo? Cine, nu știm cine, tot cetățenii comuni sunt care se duc cu căruțele, cu utilaje mici. Atunci îi arătăm o filmare în care se vede clar un camion care descarcă gunoiul la marginea satului și îi punem întrebarea decisivă. Este mașina firmei fiice dumneavoastră? Da, asta da. Și descărcarea la marginea satului pe care gunoiul de aici din localitatea noastră. Poftim? Din localitatea noastră, când mașina nu a mers. Asta s-a întâmplat odată. Chestia asta că mașina primăriei n-a funcționat și atunci s-a întâmplat să descarci fără știrea mea în niciun caz. Pur și simplu ghinion, să fii surprins exact în acea unică situație în care ai încălcat legea. Și rămâne deschisă întrebarea. Se va interesa cineva de unde provine restul gunoiului îngropat sub un sat nu departe de București? Nu de curiozitate, ci pentru că știm cât de mult rău poate face el. A sosit rezultatul probelor de apă de la Horezu și e incredibil. Toți indicatorii analizați au luat o razna. La unii parametri de poluare s-au înregistrat depășiri și de 400 de ori mai mari față de limitele unei ape curgătoare dintr-o zonă de munte, cum e Horezu. Amoniu azotat și fosfor total, la toți acești parametri au fost valori tot așa foarte, foarte mari. În principal, azotații sunt compuși cancerigeni. Unul dintre parametrii analizați a fost oxigenul dizolvat. Valoarea obținută indică o oxigenare aproape inexistentă a apei de suprafață respective. Asta înseamnă faptul că fauna nu poate să trăiască acolo. E o apă moartă. O apă moartă într-o țară care ar putea să moară ea însăși din cauza unui stat impotent și fără viziune. Pentru că dacă n-ar fi fost impotent și orb, azi România ar fi fost plină de astfel de fabrici. Ce vedeți aici e o întreprindere din Buzău, care în 2017 a reușit să depășească fosta industrie ceaușistă la producția de fibră sintetică poliesterică. Un material care în zilele noastre e mai des întâlnit decât bumbacul și pe care îl poți găsi în haine, pilote, scutece de unică folosință sau în jucării. Comuniștii o produceau din petrol. La Buzău se face din bidoane de bere sau de băuturi răcoritoare, pe scurt, din peturi, care, aflăm, sunt o avere. Petul și plasticul în general este petrol în formă solidă. Astăzi se poartă războaie și toți știm că în spatele acelor războaie este petrolul. Iar noi ne permitem să aruncăm petrol. Aici ce vedem noi sunt tone de petrol, dar în format solid. Este o resursă colosală. Atent la piață, Constantin Damov a înțeles încă din anii 90 că sticlele de plastic care ne invadau vor crea la un moment dat o problemă. Așa că și-a făcut o mică firmă de colectare a bidoanelor pe care românii le aruncau la gunoi. Acum, compania a ajuns să recupereze câteva zeci de mii de tone pe an, un munte de plastic care e transformat într-un munte de aur. Mergând prin fabrică, totuși, observi câteva detalii derutante. Văd că avem aici munți de peturi din Bulgaria. Da. Noi importăm peste 50% astăzi peturi din țările care ne înconjoară. Bulgaria, Serbia, Grecia, Croația, Ungaria, Polonia. Păi România e plină de peturi. Ce se întâmplă? România este plină de peturi, însă nu și le captează. Adică nu reciclăm. Mâncare la mâncare, sticlă la sticlă, pet la pet. Și, în timp ce România geme sub ambalaje, fabrici ca ale lui Damov au ajuns în situația aberantă de a lua gunoiul de pe la vecini. Institutul Național de Statistică arată că în ultimii 10 ani, cantitatea de deșeuri din material plastic importată de România a crescut de 200 de ori, ajungând la 56 de milioane de kilograme. Facem curat în alte țări,
și ne uităm cu neputință la situația din România, în care deșeurile, în loc să ajungă la noi, ajung pe groapă. Și astfel, nu numai că ne facem rău, dar mai și încălcăm legislația europeană. De la Bruxelles ni s-a impus ca până în 2020 să reciclăm jumătate din gunoiul pe care îl producem. Noi, în 10 ani, am ajuns la 5% și suntem pe ultimul loc în Europa. Asta înseamnă că ne vor paște amenzi zilnice de sute de mii de euro și, ca bonus, pierdem ocazia unică de a dezvolta o industrie care în toată lumea a luat un avânt fulminant. Atâta timp cât vor trăi oameni în România, vor fi și deșeuri generate de acei oameni. Iar industria de reciclare reprezintă a doua șansă după IT pentru România, pentru că reciclarea înseamnă creștere economică fără consum de materii prime naturale. Această industrie, dacă ar fi fructificată la nivelul potențialului pieții, ar putea crea până la 350-400 de mii de locuri de muncă pe măsură ce ea este dezvoltată. Și sunt vorbele unui om care știe ce spune. Azi, fabrica lui Constantin Damov, în care se adună și peturi, și neoane, și cabluri, și electrocasnice, e cel mai mare reciclator din Europa Centrală și de Est. Și ce? Ați putea întreba. Ei bine, și asta. Dacă statul român ar fi fost măcar pe jumătate atât de vizionar, s-ar fi umplut de bani. Prin această țeavă curge non-stop aur curat. Nu chiar aur-aur, ci cupru, un metal care pe piața liberă a atins un preț istoric. Până aici ar fi cam 7.000 de dolari. Materialul este cu o puritate de 99,99%. Este la fel ca și cuprul electrolitic, adică material de cea mai bună calitate și el se întoarce în producția de cabluri. Poate că nu vă vine să credeți, dar aceste grăunțe arămii au fost la origine cabluri de electrocasnice. Din ele, fabrica de la Buzău scoate o producție anuală de cupru aproximativ egală cu cea a unei faimoase companii miniere de la noi, doar că aceea face și ravagii. Aici e satul Geamăna din județul Alba, de fapt cea mai rămas din el. Fusese o localitate cu 400 de gospodării, oameni înstăriți și muncitori, până când a început Cuprumin să deverseze aici reziduri de la exploatarea de cupru. Peste 1 milion de tone de apă otrăvită în 40 de ani. Așa s-a format acest lac ireal, care a ucis, a îngropat și a alungat din zonă pe aproape toată lumea. În 2013, când am filmat aici, am mai găsit doar câțiva localnici trăind înfricoșați în case agățate pe malurile abrupte ale Iazului, așteptând îngroziți ca lacul roșu, ca focul, să înghită. Pentru noi s-a gata viața. Cum să nu se înghete, omule, dacă începe să plouă, e gata pita mea, vine alta pe mine. Nu se interesează nimeni după ce să mai trăie. Mare rost. Toxinele din lac au ajuns până în apa de băut, în sol și în iarba pe care o mâncau animalele. Aici se respira și se mânca o travă în fiecare zi. Vaca familiei Bârdea avea un ochi distrus de o tumoră uriașă, cel mai probabil de la cadmiu, un metal greu, cancerigen, găsit în cantități imense în apa Iazului de decantare. Familia Bârdea continua să bea însă laptele animalului bolnav. Laptele e bun, e dulce, nu-i sec. N-a stat nimeni să analizeze în câte moduri i-a afectat pe oameni lacul de otravă de la Geamăna. Cert este că mulți au murit subit. Pentru noi s-a gătat viața de multe ori. Eugen Bârdea s-a stins la câteva luni de la filmarea noastră. Îți prind așa de mâinile rea, reci, reci cum gheața. Și mă apuc iezerat. Tu l-ai, Doamne, genule, tu l-ai, Doamne. Dar de ce m-a lăsat tu aici singură, Doamne? Vai, bine, vai, bine. Da, nu mi-a mai răspuns nimeni, da. Toate aceste sacrificii și toată această poluare doar ca să producem cupru. Și nimeni de la vârful acestei țări nu s-a obosit să obțină același lucru prin reciclare. Nu-i nimic, s-au obosit alții, care au descoperit potențialul business-ului românesc. Mai întâi a venit Banca Europeană pentru Dezvoltare, care a decis că e extrem de rentabil să cumpere acțiuni din afacerea lui Constantin Damov.
Iar apoi au descins polonezii, care au decis să o cumpere. Pe principiul, dacă voi nu vreți monopolul reciclării în zonă, îl vrem noi. Iar România chiar pare să facă tot ce poate ca să nu evolueze. În ianuarie intrase în vigoare taxa la groapă, o foarte bună reglementare europeană care prevedea penalități suplimentare pentru salubriștii și primăriile care nu încurajau trierea gunoiului, preferând să-l ducă la groapă. Măsura a fost imediat salutată. Taxa la groapa de gunoi n-am inventat-o noi în România. De fapt, suntem ultimii din Europa care încercăm în ultimii ani să o implementăm. Această taxă este un dig care, cu cât este mai sus, cu atât cantitatea de deșeuri ce va sfârși în groapa de gunoi va fi mai mică. La scurt timp după intrarea taxei în vigoare s-au simțit și efectele, iar reciclatorii mari și mici au început să-și facă noi planuri de business. Foarte multe servicii de salubritate locale au fost interesate să aibă o relație cu noi, astfel încât să poată să-și reducă cantitatea de deșeuri depozitate la groapă. Dar minunea a ținut doar câteva luni. Într-o zi, guvernul a decis că țara nu e pregătită pentru o asemenea taxă. Asta deși țara avusese timp să se pregătească încă din 2013, de când fusese anunțată introducerea ei. Brusc s-a terminat cu planurile de viitor ale firmelor de reciclare, iar noi ne-am întors în evul mediu, la groapă. Sincer, după 10 ani de activitate, nu mi-am pus mâinile în cap, ci doar mi-a revenit acel gust de lehamite. Că lucrurile bune iarăși sunt stopate. Și că nu se poate, adică iarăși o luăm de la capăt, cu aceeași greutate. Grațiela Gavrilescu, vicepremier al României și ministru al mediului, a fost cea care a decis suspendarea reglementării care încuraja reciclarea. Și astăzi ne spune că a făcut-o la cererea publicului. Cetățeanul era direct afectat. I se cerea un bar în plus, fără ca el să știe de ce să-l dea. Și nu aveam niciun drept să putem să-i scoatem nici măcar un ban din buzunar fără ca pe cetățean să-l înveți ce trebuie să facă. Mai clar, ministrul ne spune că țara nu apucase să-și educe cetățenii să recicleze. Din păcate, ar trebui să vorbim acum, în ceasul al 12-lea, despre lucrurile care urmează să le facem și despre toate demersurile pe care Ministerul Mediului și-l-a asumat să le facă, astfel încât să nu fim pasibili de pedepse, că, de fapt, banii le vom scoate din buzunarul fiecăruia. Exact asta e marea problemă, amenzile uriașe pe care le vom plăti pentru că nu ne-am făcut curat în țară. Deci, pe lângă faptul că pierdem o industrie a gunoiului, care ne-ar fi putut îmbogăți și crea locuri de muncă, acum mai și venim cu bani de acasă. În februarie, Comisia Europeană a trimis România în judecată la Curtea Europeană de Justiție, pentru că nu a închis cele 68 de gropi de gunoi ilegale care reprezintă risc pentru sănătatea populației. Dacă procesul se va termina în defavoarea noastră, am putea avea de plătit penalități de 120.000 de euro pe zi, adică valoarea unei școli. Și nu e singura amendă. Încă una, la fel de usturătoare, ne așteaptă dacă nu ridicăm urgent rata de reciclare de la 5% din deșeuri, cât e acum, la 50%. Și poate ar trebui să mai fie o amendă, pentru minciună. Când am fost certați de la Bruxelles, ne-am dus spășiți să le spunem că noi am vrea, dar n-avem cu ce. Nici platforme de sortare a gunoiului, nici gropi ecologice, nici containere și nici mașini dedicate. Nu-i nimic, a zis Uniunea, vă dăm noi. Și în 2009 ne-a dat 1 miliard de euro. Așa au apărut în toată țara investiții care mai de care mai impunătoare, necesare reciclării. Dar nu-i așa că acum bănuiți că trebuie să fie și aici o problemă? Da, chiar e. Suntem la Bacău, stația de sortare din fonduri europene este aceasta. E pus un lanț. Bună ziua! Aflăm cu stupoare că așa stă de 7 ani. A trebuit să vină viceprimarul cu cheile, măcar presa, să se bucure de priveliște. Asta e o mașină de gunoi cumpărată din fonduri europene. Da. Nu? Și câte kilograme de gunoi a transportat până acum? 0 kilograme. Deci tot ce vedem aici sunt investiții europene. Investiții de exemplu, europene. Hala asta ce e? Aici se doreau tot niște instalații de selectare. Cât gunoi a selectat? S-a selectat? Zero. Ăsta e un model, cum știe românul
să ducă la îndeplinire sau, eu știu, acea mână întinsă de Uniunea Europeană. Explicația e pur românească. Niște oameni care nu și-au făcut treaba și birocrația care ucide. Așa că actuala administrație trebuie să o ia de la zero, iar în oraș au rămas degeaba mii de containere colorate cu afișe la îndemn de reciclare. Mașina asta de gunoi care tocmai trece prin fața noastră, în mod normal, trebuie să oprească întâi aici să facă selectarea gunoiului, adică să lase aici plasticul și să ducă tot ce trebuie acolo. Și să acolo să ajungă doar gunoiul menajer, dar văd că duce nu numai gunoi, duce și niște bani, exact la groapă. În mod categoric. Asta e imaginea perfectă a incompetenței românești la nivel de administrație, sincer vă spun acum. Dar incompetența merge și mai sus, în Liga Județeană. După ce orașul a construit din fonduri europene ceva ce nu folosește, cei de la județ s-au dus și ei la Bruxelles să ceară bani pentru același tip de investiție. Și au primit și ei. Au împânzit deci Bacăul cu tot felul de construcții ultimul răgnet. Sunt ele operaționale? Acesta este simptomul unei investiții de care s-a ales praful. Copaci de 2 metri care au crescut prin asfalt. Suntem la Onești, iar această ruină a costat Uniunea Europeană și Guvernul României 10 milioane de euro. Suntem în stația de tocare. Aici sunt niște utilaje scumpe cât o școală. Vedem găinați de jur împrejur pentru că și-au făcut porumbeii cuib aici. Este probabil cel mai scump coteț din România. Alte județe, încă niște sute de milioane de euro aruncate la gunoi. Suntem în Harghita. Aici sunt 3 investiții în același loc. Niciuna nu funcționează. Suntem la Roșiești, lângă Vaslui. Acolo este o stație de tratare a deșeului care nu a fost niciodată folosită. A costat 25 de milioane de euro degeaba. Aceasta este o stație de tratare a deșeului. Pe porțile acelea ar fi trebuit să intre camioane încărcate cu gunoi venit de la Târgu Mureș. Au fost deschise doar o singură dată de probă și de atunci stau ferecate. Și uite așa, deși avem investiții de ultimă generație pentru reciclare, noi continuăm să o facem în stilul propriu. Uitați-vă, aceasta este imaginea prostiei românești. Avem o investiție europeană făcută special pentru a depozita ecologic gunoiul, care stă închisă. Iar acest tractor al primăriei aruncă gunoiul exact lângă investiția cu pricina, în câmp. Bună ziua! De ce ați aruncat gunoi pe câmp? L-am basculat, nu l-am aruncat. L-ați basculat, nu l-ați aruncat, dar... Mai să arunci ceva și altă se basculeze. Exact, e ca în România. N-am aruncat industria de reciclare, doar am basculat-o puțin. Poate se trezește totuși cineva în ceasul al 12-lea și deznoadă această birocrație care ține toată țara la linia de start, deși cursa a început de mult. Avem o resursă imensă și inepuizabilă care ar putea crea o industrie de 2 miliarde de euro anual. Cam cât valorează tezaurul României confiscat de ruși. Urmează să avem și un plan național de transformare a țării într-un mare jucător pe piața mondială a reciclării. Avem oameni gata să spargă lacătele de pe ușile fabricilor de procesare și să înceapă producția. Gaz, combustibil, curent electric, fibră sintetică, le-am putea avea pe toate doar din gunoi. Putem să ieșim și noi odată din groapa de ev.